Campania agricolă în Dolj începe de obicei în zona de sud și se încheie în nord. Agricultorii speră să aibă recolte bune. Cum e ploaia asta pentru agricultură? E bună? E foarte bună, foarte, foarte bună. Dacă ați apucat să însămânțați, să fim... Da, greu, porumb. Se face bine. Floarea soarelui, de toate. Sigur bine, pentru că dacă sunt ploi, nu ne dă de sus Dumnezeu piatră sau ceva, restul e toate ok. Nu vă încurcă ploaia asta? Nu. De ce vă temeți? Cel mai mult de piatră, de grindină, de dezastru. De alea să nu fie. Da, din alea să nu fie, normal. Bine. Fată din Dâmbovita, de la mine, de unde sunt. E mai bine aici? E mai bine. Grâul e pus, e însămânțat, e bun, n-am treabă cu el, dar n-am apucat să pui porumbul. Zice că dacă pui mai, mănânci mălai, dacă nu pui mai, mănânci la iunie. Campania de însămânțări de primăvară este în plină desfășurare. 61% din suprafața ce urmează să fie cultivată cu porumb este deja însămânțată și 80% cea de floarea soarelui. Eu zic că nu ne încurcă aceste ploi și chiar sunt benefice pentru agricultură. Deja în partea de nord a județului Dolj, unde avem soluri mai argiloase, început să se spună cuvântul, aveau probleme la însămânțată. Dar cu ploile din ultima perioadă chiar va fi bine. Precipitațiile din această perioadă îmbunătățesc rezerva normală a solului și ajută astfel la dezvoltarea normală a plantelor. Există însă și dezavantaje. Aceste cantități de precipitații sunt însoțite de scăderi de temperatură cu circa 5, 6, chiar 7, 8 grade în unele zone ale Olteniei. Aceasta face ca din nou plantele agricole să fie supuse unui stres termic, dacă am putea spune al câtelea în această primăvară capricioasă, care nu face altceva decât să stagneze din vegetația normală plantele agricole. Surplusul de precipitații poate crea însă și posibilitatea dezvoltării dăunătorilor culturilor agricole, de aceea vor trebui aplicate tratamentele specifice.